La parohia Sfânta Treime Ghencea, activitatea socială filantropică împlinește aproape un secol de activitate. Sunt Maria Jinga, iar astăzi, la România Creștină, vă invit să unim prezentul cu trecutul într-o poveste a faptelor bune. Ne aflăm la Biserica Sfânta Treime Ghencea, o biserică veche ce se afla la granița Bucureștiului, în partea sud-vestică. Bine v-am găsit, Părinte Paroh! Bună ziua și bine ați venit la biserica noastră, Sfânta Treime Ghencea, într-adevăr așezată în partea sud-vestică a orașului, a capitalei, cu mult timp în urmă parohia de margine, de limită a Bucureștilor, cu mult timp în urmă, în vremea în care Bucureștiul nu se întindea atât de mult pe când se întinde astăzi. Acum parohia noastră este destul de aproape de centrul orașului. O biserică plină de istorie, spun asta pentru că piatra de temelie, iată, se împlinesc 9 decenii de când s-a construit această biserică. Da, noi ne găsim acum în biserica aceasta mare și frumoasă, considerăm noi. Această biserică a fost construită între anii 1927-1934, însă alături de biserica veche, de o bisericuță ce exista aici încă din anul 1820. De atunci este atestată prima biserică în această parte a capitalei. Pe atunci, la începutul secolului al XIX-lea, fiind aici moșia și satul Lupești, ce aparțineau mănăstirii Radu Vodă. Vreau să intrăm în detaliu acesta istoric, pentru că legat de această parohie știm că s-a desfășurat și o activitate social-filantropică. Da, așa pe scurt despre trecutul parohiei și al bisericii noastre, spuneam că prima biserică este atestată la 1820, a fost construită prin strădania unor oameni avuți de aici din zonă, Jupân Necula Băcanul, împreună cu alți negustori. Deci nu a fost construită de vreun mare boier sau de vreun domnitor sau prinț, ci de oamenii avuți din zonă, dar și de oamenii credincioși de aici din zonă. A fost construită pe terenul pus la dispoziție de mănăstirea Radu Vodă, pe proprietatea acesteia. De aceea, biserica noastră poartă, spun eu în mod fericit, hramul Sfânta Treime, hram pe care îl are și biserica mănăstirii Radu Vodă, pe care l-a avut atunci Sfânta Troiță, cum se numea pe vremuri, hram pe care l-a luat și această biserică, ce a fost construită pe domeniul mănăstirii Radu Vodă. De-a lungul timpului, biserica s-a dezvoltat, parohia s-a lărgit, credincioșii care erau în număr foarte mic, câteva sute, în primele decade, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, au ajuns să fie tot mai mulți, în așa fel încât în prima jumătate a secolului al XX-lea, după 1900, se simțea tot mai mult nevoia construirii unei biserici mai mari în această zonă, pentru că vechea bisericuță devenise realmente neîncăpătoare pentru credincioși. Și atunci, la inițiativa unui bun creștin de aici din zonă, s-au început demersurile și apoi s-a ajuns la construirea acestei frumoase biserici. Cel care a pornit aceste demersuri a fost Ștefan Ionescu Troicea. Dumnezeu a rânduit ca el să cumpere de la biserica noastră, de la parohia Sfânta Treime Ghencea, un teren în jurul anului 1900. Și prin rânduiala lui Dumnezeu, el a avut un bun câștig cu acel teren și s-a hotărât că o mare parte din sumă să o doneze pentru construirea unei alte biserici. Acestea se întâmplau înainte de Primul Război Mondial, demersurile au început înainte de Primul Război Mondial,
venind războiul, s-au oprit lucrurile pe moment și abia după terminarea primului război mondial, după 1920, s-au continuat această inițiativă, începându-se la 1927 construirea acestei minunate biserici. Vreau să remarc faptul că de multe ori când vin credincioși evidențiază măreția și frumusețea acestei biserici și tot ceea ce pot eu să le răspund este că nu este meritul nostru, ci este meritul înaintașilor noștri care în această perioadă, 1925 până în 1940, să zicem, sau până în 1950 când au și pictat-o, ne-au lăsat o biserică așa mare și așa frumoasă, de care cu toții, în sensul creștin al cuvântului, suntem mândri și pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu că a rânduit ca noi să ne rugăm comunitatea bisericii noastre în acest frumos sfânt lăcaș. Parohia de atunci se întindea din zona Cotroceniului până în calea Rahovei și era o zonă mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic. Spuneați dumneavoastră că până de curând, undeva în zona Parcului Sebastian, mai pășteau văcuțele. Da, mie îmi povesteau oamenii care au avut case aici, în zona în care ne găsim, în intersecția dintre 13 septembrie și Sebastian, și oameni care au apucat aici, locuiau la case, și în zona în care este acum Parcul Sebastian, acolo era un loc unde ei mergeau și își pășteau vitele, pășteau animalele. De altfel, zona aceasta era o zonă numită a lăptarilor, a oamenilor care aveau animale și aprovizionau orașul cu ceea ce ține de lapte și brânză. Și ei sunt cei care au contribuit foarte mult la construcția și apoi întreținerea atât a bisericuții vechi, cât mai ales a acestei biserici noi în care ne găsim acum. Să spunem puțin și despre activitatea social-filantropică din acea perioadă care da, s-a desfășurat. Biserica a fost tot timpul implicată în activitatea socială, în activitatea caritabilă. Aș remarca un lucru care mie mi-a rămas așa foarte drag, căutând, pregătind, să spunem, lucrând la monografia bisericii, am găsit că chiar și în perioada în care era foamete sau o perioadă mai grea în societate, parohia reușea, spre exemplu, să organizeze hramul bisericii, ajutând foarte mulți oameni în acea perioadă cu ocazia hramului bisericii, și sunt lucruri care au rămas în arhiva bisericii. De asemenea, aș evidenția din trecutul mai apropiat al bisericii un lucru care ne stă la inimă așa și ne este drag. În perioada 1943 până în anul 1955 a funcționat lângă biserica noastră un, să spunem, un așezământ social. În perioada în care și-a început acest așezământ social, a început să funcționeze, era paroh Părintele Octavian Mureșan, era deloc din Ardeal, și el, prin intervenția și inițiativa lui, a adus aici și a organizat acest așezământ social. Era o construcție, sau un cort îl numeau ei, dar o construcție mare, de 500 de metri pătrați, în care în jur de 100-150 de oameni primeau mâncarea zilnic ca urmare a intervenției parohiei în colaborare cu alte instituții sociale ale vremii. Eu am evidențiat acest lucru în monografie și dacă mi-este permis, aș putea chiar să citez pentru o mai mare exactitate a faptelor cele ce s-au întâmplat atunci. Chiar voiam să vă rog, pentru că puțin mai devreme am răsfoit monografia pe care ne-ați arătat-o și am găsit foarte multe lucruri interesante. Da, păi mi-aș permite să citez din cele ce am prezentat aici și aș aminti, spre exemplu, faptul că în preajma sărbătorii nașterii Domnului, și citez, din anul 1939, biserica a ajutat 282 de familii sărace, cărora li s-au împărțit câte 2 kg de carne până la 6 pâini, după numărul sufletelor din familie, făină de grâu și porumb, cartofi, ceapă, zahăr, orez, griș,
și altele. Unele familii au fost ajutate cu îmbrăcăminte, cu deosebire pentru copii, iar altora li s-au dat ajutoare în bani între 100 și 200 de lei. Valoarea ajutoarelor împărțite se ridica la aproape 50.000 de lei. Și am citat din dosarul de corespondență pe anul 1940, aflat în arhiva parohiei noastre. Așadar, a fost implicată pe deplin parohia și biserica noastră de-a lungul timpului în activitățile social-filantropice și cred că acest lucru culminează cu ceea ce spuneam mai devreme și anume activitatea care s-a desfășurat în acel așezământ social care a funcționat lângă biserica noastră, spuneam, între 1943 și 1945. Și mi-aș permite să mai citez din monografie despre acest așezământ social. Și aici vedem că începând cu 1 iunie 1943, parohia a încheiat un act de comodat cu Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale, mai târziu activitatea preluată de Liga Operelor Sociale, în baza căruia s-a ridicat în curtea bisericii o cabană, a fost numită aceasta, un spațiu de 500 de metri pătrați, unde s-a organizat o sală de mese, o spătărie, era numită în acea perioadă, adică o cantină socială unde primeau mâncare oamenii nevoiași. La inaugurarea acestei cantine sociale a fost invitat și Patriarhul Nicodim al României, împreună cu alte oficialități ale statului în această perioadă. Ceea ce mai mi se pare deosebit de interesant este faptul că alături de cantină funcționa și un cămin de zi în care se adăposteau copiii femeilor care mergeau la lucru și care nu aveau cu cine să-i lase cât timp acestea erau la muncă. În anul 1944 primeau masă aici gratuită 120 de nevoiași, am găsit în arhiva bisericii. Au funcționat ca un subcentru al Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale și, din păcate, în anul 1955, prin hotărârea Consiliului Local al Raionului Lenin, cum se numea pe atunci actualul sector 5, a fost mutată această activitate într-o altă parte, fără să se specifice unde în altă parte. Noi am preluat această frumoasă activitate a bisericii din trecut și, anticipând poate discuția noastră, am început construirea pe același loc, aici în curtea bisericii noastre, am început construirea unui așezământ social, a unui centru social prin care biserica caută să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor din societatea de astăzi. Mie îmi place să spun că este o manifestare în societatea bisericii noastre, o ieșire a noastră din biserică spre oamenii în mijlocul cărora ne găsim și ne aflăm și înainte de a prezenta în detaliu ceea ce vrem să facem aici, acest lucru vrem să se înțeleagă. Faptul că ne dorim, prin construirea acestui așezământ social, să se evidențieze, să se observe tot mai mult mișcarea bisericii noastre în societate, în societatea în care ne găsim astăzi. Vă dați seama că pentru cartierul nostru, pentru comunitatea noastră, este un lucru benefic. Centrul social e ceva mănăcerească pentru oamenii aflați în nevoie, pentru cei în suferințe. O să fie pentru persoanele care nu se pot deplasa, pentru persoanele singure, că singurătatea te distruge. Vedeți, în viață alergăm, suntem cai de cursă, dar spre finalul vieții ajungem ca bebelușii și avem nevoie de afecțiune, avem nevoie de dragoste. Cine să le ofere? Dacă nu noi, cei care suntem lângă asemenea persoane, biserica se implică în foarte multe acțiuni. În foarte, foarte multe. Cu siguranță acest proiect se va finaliza și va fi foarte benefic pentru comunitatea noastră, pentru tineri, mai ales pentru cei care vor beneficia.
Acest centru social este în construcție, însă activitatea social-filantropică este în plină desfășurare. Și două subiecte mi-au atras atenția. Oferirea de hrană caldă persoanelor nevoiașe și grija față de copii, și nu orice copii, copii cu nevoi speciale, aceia cu sindromul Down. Da, practic, construirea centrului social este împlinirea sau o necesitate pe care parohia o simte în activitățile filantropice pe care le desfășoară în această perioadă. Pentru că în ultimii 7-8 ani, dacă nu greșesc, dacă nu chiar mai mult, parohia s-a implicat și în colaborare cu Departamentul de Asistență Socială al Protoieriei, în colaborare cu Departamentul de Asistență Socială al Primăriei Sectorului 5, cu binecuvântare Părintelui Patriarh, noi desfășurăm un proiect de asistență socială numit Sfânta Trăime, Izvor de Milostenie, în baza căruia, printr-o firmă de catering, aducem acasă la 15 până la 20 de persoane nevoiașe masă caldă în fiecare zi, în fiecare zi a anului. Este o activitate pe care noi o desfășurăm, trebuie să recunosc, pe cheltuiala bisericii, deci nu avem fonduri speciale pentru această activitate și prin această activitate noi ne străduim să facem simțită atât cât se poate, așa cum spuneam, avem prezența bisericii în societate, să facem simțită alături de rugăciunea pe care o facem în biserică și la care chemăm pe credincioșii noștri, să facem simțită și ajutorul nostru material acestor oameni nevoiași. De asemenea, să știe că, având binecuvântare Părintelui Patriarh, pe lângă fiecare parohie funcționează departamentul de tineret al parohiei și tinerii din parohia noastră, alături de activitățile sociale în care sunt implicați, au o frumoasă colaborare cu asociația Down Plus București și astfel biserica noastră și tinerii din departamentul de tineret al parohiei noastre au o frumoasă colaborare, spun eu, și o frumoasă activitate în mijlocul acestor copii cu sindromul Down. Copiii din această asociație participă deseori la slujbele bisericii noastre. Au fost duminici în care am lăsat doar pe ei să spună în cadrul Sfintei Liturghii rugăciunea Tatăl nostru. Am mers în mijlocul lor, am sfințit noul sediu al acestei asociații. Tinerii parohiei noastre împreună cu ei au pregătit de multe ori obiecte pentru diverse momente ale anului. Spre exemplu, în perioada nașterii Domnului au pregătit tinerii parohiei împreună cu copiii, au pregătit obiecte de Crăciun. Acum, la început de martie, au pregătit obiecte specifice sărbătoare din 1 martie și atât prin faptul că i-au susținut pe copii, cât și prin produsele pe care apoi le-au propus oamenilor spre vânzare, ceea ce s-a rezultat în urma acestora, fondurile s-au întors spre ajutorarea acestor copii din asociația Down Plus București. Activitatea acestei parohii a început cu mulți ani în urmă. Dintotdeauna, din ceea ce am observat eu, această parohie s-a construit pe banul văduvei, pe jertfa fiecărui om în parte, întrucât, după cum bine știți, aceasta nu era o zonă bogată, era o zonă de la marginea Bucureștiului, o zonă mărginașă, iar acest loc aparținea de mănăstirea Radu Vodă pe timpul acela. Ei bine, dar acești oameni, săraci din punct de vedere financiar, dar cu un suflet mare, și-au susținut tot timpul biserica. Și biserica actuală în care noi ne aflăm a fost construită prin munca fizică a acestor oameni. La fel, aproape un secol mai târziu, această biserică pe care o vedeți a fost renovată la fel tot prin jertfa fiecărui om care, prin donațiile pe care le-au făcut sau prin redirecționarea impozitului din salariu, au ajutat la repictarea ei. Nu s-au utilizat donații foarte consistente din partea anumitor instituții. Totuși, în același timp, cam în urmă cu 20 de ani, această biserică a început să fie
umplută de tineret, de tineri. Pe acea vreme nu exista o anumită organizare, ci fiecare tânăr venea, se implica așa cum putea în viața acestei parohii. Fie prin cântatul la strană, întrucât întotdeauna am avut un grup de voluntari, fie prin orice alte activități administrativ-gospodărești ce presupunea pregătirea marilor sărbători și a marilor praznice. În urmă cu câțiva ani, totuși s-a decis construirea unui departament pentru tineret și din acel moment lucrurile au căpătat un anumit contur. Practic, oamenii au rămas aceiași sau poate că ne-a mai mulțit. Unii de atunci, tinerii de atunci, astăzi sunt cu familiile lor, iar copiilor sunt cei care se implică astăzi în departamentul de tineret. Nu am făcut decât să continuăm misiunea strămoșilor noștri, dar într-o formă organizată. Pe lângă acele activități care erau și înainte și se continuă și astăzi, Părintele Ion Grădincea a creat proiectul Sfânta Treime Izvor de Milostivire, prin care se dă oamenilor bătrâni și sărași din parohie masă caldă o dată pe zi. De asemenea, de câteva ori pe an se fac colecte de produse și alimente care se împart la fel. De data aceasta nu sunt incluși doar bătrânii, ci și alte familii nevoiașe. Noi, tinerii, am început, sigur, acolo unde am fost primiți, să mergem să vizităm acești bătrâni care, după cum bine știm, cea mai mare nevoie a lor este de o vorbă bună, de o mână care să le deschidă ușa. Și proiectul nostru de suflet, cu care ne mândrim de în ultimii 2 ani, este parteneriatul pe care l-am încheiat cu Asociația Down Plus București, a cărei președinte este doamna Georgeta Bucur. Acest proiect a început din întâmplare, dacă se poate spune așa. Un grup de tineri încercam să găsim ceva prin care să ajutăm această societate, să facem altceva. Dacă toți suntem organizați, să o facem într-un mod constructiv, într-un mod în care putem fi de folos. Și atunci, una dintre fete, care pe vremea aceea era voluntară în Crucea Roșie, ne-a povestit de această asociație, Down Plus, cu care ea lucrase în proiectele pe care le avusese Crucea Roșie și cumva ne-a pus în legătură. Doamna președinte a fost încântată de această inițiativă. Toți am pornit cumva de la zero, în sensul că nu știam nimic despre copiii cu sindrom Down. Chiar din contră, mi-aduc aminte că eram și temători, dar în același timp mergeam de pe principiul că noi vom ajuta. Acum pot să spun că ei ne-au ajutat destul de mult. Ne-au ajutat din punct de vedere emoțional, ne-au ajutat să vedem altfel lumea, să învățăm să privim puțin și în jos. Rămân surprinsă de fiecare dată când văd atâta dragoste la acești copii și câtă nevinovăție au. De asemenea, le văd părinții. Noi, de multe ori, ne considerăm covârșiți de problemele de zi cu zi. Dar atunci când mergem, avem această activitate cu copiii și îi vedem pe ei, vedem pe părinții lor mereu suruzând, ne dăm seama cât de slab suntem noi de fapt și ne plângem de niște nimicuri. Acest subiect este un subiect sensibil în general pentru societatea românească. Cum v-ați adaptat voi la nevoile acestor copii? Da, într-adevăr, este un subiect delicat și, din punctul meu de vedere, consider că în acest moment societatea românească nu are încă educația necesară pentru includerea acestor copii. Ne-am adaptat cumva din mers. În primul rând, am cercetat atât cât am putut să vedem specificul acestor copii ca să putem să le venim în ajutor, nu să-i încurcăm mai rău. Iar apoi,
cea mai bună lecție am primit-o lucrând zi de zi cu ei. Doar așa am reușit să le cunoaștem specificul, să vedem care sunt nevoile lor și să-i abordăm așa cum trebuie. Un subiect drag al acestei parohii este cel creat în jurul mamei Lucica. Hai să-l creionăm puțin. Mama Lucica este o istorie vie a acestei parohii. Am ajuns să o cunosc destul de bine pentru că e ca un fel de bunică pentru mine. Dumnea ei a privit, să spun așa, toate schimbările acestei biserici. Gândiți-vă, are aproape 85 de ani și a venit, a fost nelipsită de la slujbele acestei biserici de la vârsta de 10 ani, cam așa ceva, cam din acea perioadă. A avut o înclinație specială spre și o dragoste pentru biserică, pentru ajutorarea aproapelui. Nu a fost niciodată vreo persoană care să-i fi cerut ajutorul și să nu fi primit. Și chiar și acum face același lucru. De data aceasta, sprijinul pe care îl oferă este cel moral. La fel, fiind în jurul dumneaei, nu vezi o persoană care este irascibilă, se apropie de moarte, ci pur și simplu simți o pace, o persoană care este împăcată cu viața ei și vezi cum toate faptele pe care le-a făcut în tinerețea dumneaei și pe care le povestește așa ca niște daruri date de Dumnezeu, dumneai n-a avut nicio contribuție, acestea sunt cuvintele dumneai, vedem că toate aceste fapte se întorc. Chiar mi-a povestit cândva, în vizitele pe care îi le fac, cum atunci când era tânără, avea drag să meargă să stea la căpătuiul celor bolnavi. Cum auzea că cineva din parohie este bolnav sau o cunoștință, dumneai se ducea în vizită, dacă era o persoană care nu avea rude prieteni, acolo rămânea. Ei bine, și acum fiind la această vârstă onorabilă, totuși s-au găsit persoane care să meargă în mod frecvent la dumneaei. Persoane care nu au cunoscut-o extrem de bine, culmea, în acele vremuri, dar care s-au atașat de felul dumneaei blând de a fi. De asemenea, ceea ce o caracterizează foarte mult este o dărnicie, care este foarte, foarte bine întipărită, se confundă, de fapt, cu personalitatea dumneiei. Și acum nu poți să te duci la dumneiei fără să-ți dea ceva la final. Dacă nu are ce să-ți dea un fruct sau ceva dulce, se simte atât de tristă și mâhnită, iar în momentul în care accepți ceea ce ți-a dat, este atât de fericită încât ar fi făcut un lucru extraordinar, dar chiar este, pentru că prin acel lucru primit din partea dumneiei primești de fapt dragoste. De asemenea, a contribuit întotdeauna din bănuțul ei de femeie văduvă la crearea acestei biserici, la construcția ei și toată lumea a cunoscut-o până în urmă cu câțiva ani de când nu se mai poate deplasa, ca fiind cea care făcea cele mai bune colivi și cea mai bună prăjitură. Se stătea la coadă la dumnea ei, numai că erau bune, dar erau și frumos ornate. Cred că toate doamnele din parohie vânau tiparele dumnei ei cu sfinții care le foloseau în realizarea colivii. Noi am auzit că dumneavoastră sunteți bolnavă și că nu vă puteți deplasa. Și atunci am preferat să vă facem o vizită. Dar știți de ce? Pentru că vârsta dumneavoastră este aproape aceeași cu a bisericii, Sfânta Treime. Da. Și vreau să-mi povestiți, practic, dumneavoastră sunteți cea mai bună mărturie a acestei biserici. Și ne puteți povesti cum era atunci biserica Sfânta Treime? Păi, tu știți că eu eram la școală aici, la Șină, dacă ați văzut pe acolo că trecea trenul odată. Lângă biserică, în prima stație, acolo era șina trenului, care trecea trenul pe acolo când eram eu copil. Cum să spun? Deja m-am făcut mai măricică în clasa întâia,
mi-era drag de biserică, să știți. Așa mi-era mie drag ca copil. Altă lume postea în timpul postului de Crăciun, de Paști. Cum să spun, nu postea, dar eu posteam ca copil. Și mă duceam la școală și de la școală veneam cu ghiozdanul în spate, cu cărți, cu ce aveam eu în ghiozdan, și stăteam la slujbă, la biserică, și pe urmă ajungeam acasă. Iar în timpul postului nu mâncam de carne și lucruri de-astea, mâncam numai de-astea, legume, astea, eram ca copil. Părinții mei creșteau păsări, creșteau porci, creșteau astea, dar eu nu mă apropiam, ei tot mâncau și eu nu, stăteam așa deoparte și spunea lumea, dar fetița asta de ce nu mănâncă? Și părinții, mama mea zicea, păi ce tu dumneavoastră să mănânce? Și eu îi spuneam, eu nu mănânc, pentru că e post acum. Vedeți cum e postul din ziua de astăzi, de acum. Mănânci legume, dar ce, legumele nu sunt bune? Sunt bune, e de toate, slavă lui Dumnezeu. Măcar dacă mai avea, așa cum a fost și anul ăsta și anii trecuți, că am avut de pristos și fructe și legume, fructe, toate astea ce pot să mănânci. Uite, mie îmi dă mâncare de la cantină. Eu, pe ziua azi, dacă mă credeți că am mâncat un colț de pâine și cu o banană, că se stricau. Nu sunt rezistente bananele în frigider. Se strică. Adică te faci o pușghiță neagră așa pe ele. Eu le păstram pentru sâmbătă să le dau tot la biserică, să știți. Dar dacă n-am putut, pentru că nu sunt rezistente. Biserica, cum să spun, n-am apucat biserica aia mică, veche, care era odată. Aia nu eram eu atunci când era. Am apucat-o pe asta la altă, care e acum, care dumneavoastră faceți ceea ce știți. Și de atunci eu la biserică să fie Dumnezeu mărit și slavă lui Dumnezeu și la toți sfinții. Mă duceam, tot așa mă duceam la biserică, cântam la cor, citeam, mi-era foarte drag. Spuneați mai devreme, da, cum că primiți mâncare de la cantina socială. Da, da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această hrană? Să știți că pentru mine a fost nemaipomenit de bine. Pentru că părintele Ioan s-a gândit la mine că eram așa, vorba aia, nu știu cum a văzut dânsul și astea, și a zis, uite, vrei să mănânci mâncare de la cantină? Și eu, drept să spun, că eu știam să fac mâncare, puteam să fac ciorbe, mâncăruri, de toate felurile, dar n-am vrut să-l supăr pe părintele și am zis, părinte, dacă dumneavoastră vreți, vreau și eu, așa. Și mi-a prins foarte bine, să știți, să le dea Dumnezeu sănătate. Mi-aduce, da, mi-aduce o ciorbă, mi-aduce și un felul doi, o mâncărică, atâta aduce. Dar e destul, să știți, e destul. Că dacă e prea multă, mai opresc și pentru seara. Mai lângă ea, mai mănânci un biscuit, mai mănânci un măr, mai mănânci o alba, dacă este o alba, ce de Dumnezeu. Eu am dorit foarte mult ca să mănânc de post, când e de post, să-mi aducă mâncare de post.
aduce mâncare de post, pentru că știe că eu nu mănânc, dar mai e lume care mănâncă de post, să știți. Între oamenii care eu mănânc, mai sunt și alții care mănâncă tot de post. Nu mâncăm carne. Acum, carne, ouă, brândă, lapte, asta nu mai se mănâncă. Ce m-a legat de ființa asta? Faptul că făcea o colivă extraordinar de bună. Și în zilele când nu se făcea colivă, făcea o prăjitură. Era delicioasă. Cu nucă, cu miere, cu gem, dar toate ingredientele cu cacao erau de așa manieră că... Și totul era perfect. M-a atras foarte mult perfecțiunea ei și dăruirea ei pentru Dumnezeu. Ceva de... Și de la ea am învățat lucrurile astea și am fost foarte apropiată, foarte... Stând și în zonă, când mergea acasă, fiind în vârstă, o mai ajutam să-și ducă sacoșa sau când venea la biserică, la fel. Și asta m-a atras. Și acum când am auzit că nu se mai poate deplasa, mă duc și fac mici treburi în gospodărie, atât cât îmi permite și mie timpul. Și... Astăzi toți alergăm pentru diverse lucruri, aparent importante. Și dacă se întâmplă să fie cineva căzut, ne întoarcem privirea. Dumneavoastră ați optat să vă oferiți sprijinul unei persoane care nu vă este apropiată. Iată, sunteți un exemplu. Ce le-ați spune celor care le au pe nu pot sau nu vreau în brațe? Nu există nu pot sau nu vreau. Nu există. Dacă ai un pic de bunăvoință, dacă ai un pic de suflet, că noi toată viața alergăm numai pentru trup, dar nu ne gândim că trupul este templul sufletului. Și pentru suflet ce facem? Corpul ăsta, la un moment dat, dispare. Dar ce faci cu sufletul? Și când ne încheiem viața pe pământ, nu ne ducem cu nici cu mașina, nici cu casă în spinare, cu nimic. Ne ducem cu faptele noastre bune. Păi, dacă în timpul vieții nu faci nimic, cu nimic te duci. Ce simțiți atunci când o ajutați pe această... O bucurie în suflet. Că, uite mă, am reușit să fac ceva pe ziua de azi, să bucur în suflet, că nu neapărat banii sunt totul, sau uneori și o vorbă bună dacă spui, uneori, nu știu, dacă faci un lucru banal, un zâmbet dacă dăruiești. Și contează. Am înțeles că participați la toate slujbele. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu strângeam bani de la biserică, dădea lumea. Dădea și eu îi puneam într-o punguță, nu mă apropiam de ei, să știți. Asta vă spun. Și mă duceam și făceam coroane la biserică, 3 coroane. Că erau bănuți mulți, făceau, și luam 3 coroane cu flori naturale. Și era doamna aceea care le lucra foarte frumos, le lucra aici la Civic, știți? Acolo era o doamnă florărea, adică avea prăvălie acolo și dânsa făcea, zice, eu m-am botezat aici, eu, zice, aici fac coroanele astea. Adică cât costa și le făcea din tot sufletul ei să fie frumoase. Să fie frumoase. Și erau de o frumusețe rară. Te mira lumea. Cât am putut, domnișoară, cât am putut, cu dragă inimă, m-am luptat așa. Și am învățat și poate am greșit și eu. Nu că poate am greșit mai mult. Vreau să spun, mai bine trebuia să fac. Mai bine trebuia să fac. Mi-era milă de oricine, așa, și aș fi vrut așa ca și lumea să se înțeleagă, să fie pace, să fie liniște, să fie cum a dat Dumnezeu de la începutul lumii, așa să fie până la sfârșit.
nu numai pentru mine, să fie pentru toată lumea. Eu, cum să spun, greșelile părinților, greșelile mele, greșelile la alții, am greșit și vorbea, nu e om care să nu greșească, dar Dumnezeu îl iartă, îl iartă pentru greșeli, dar să nu mai facă, să fie om așa cum trebuie, să iubească pe aproapele lui, să-l iubească, să-i vorbească frumos, să fie îngăduitor cu oricine, cu oricine să fie îngăduitor. Nu numai cu părinții sau cu copiii tăi sau cu ăsta. Cu toată lumea noi suntem frați de la Dumnezeu. Toți suntem frați. Dumnezeu ne-a lăsat și Dumnezeu ne ține pe pământ. Asta. Și Maica Domnului, care a suferit atâta pentru Domnul nostru Iisus Hristos, ați văzut că ne-a iertat totuși, dar să ne întoarcem la ceea ce e bine, să nu mai greșim. Uite, eu am aici așa două fete care sunt. Ele vine la mine și spune, mamă Lucico, îmi zice mamă, zice, ce mai vrei? Lasă, zic că am destule, slavă lui Dumnezeu, că din vorbea, Dumnezeu din puțin îți dă, dar nu te lasă, cum să spun, oamenii cei buni, de exemplu la noi, la biserică, să ajută oamenii unii cu alții, să știți. Păi vine la ușă, eu vin câteodată când puteam un pic să merg, acum nu pot să merg deloc, și deschid ușa, găsesc câte o sacoșă acolo, Doamne, cu de toate, cu tot, cu ce a dat Dumnezeu, cu ce a putut omul, eu nu vreau nimica, dar dragostea lui așa a fost, e pusă la ușă, dar nu o ia nimeni de acolo. Cum e asta? Că Dumnezeu o păzește, nu? O păzește. Și eu mă duc cu vorba aia, o iau și eu și o desfac acasă și dacă este și mă duceam la biserică, dădeam și eu din ea, sâmbăta, duminica, dădeam și eu din ceea ce găseam, dădeam și acolo la biserică, la oamenii care n-au, să știți, sunt oameni care sunt sărați. Noi, prin construirea acestui așezământ social, putem să spunem că ne găsim într-o strânsă legătură cu înaintașii vrednici ai parohiei noastre și că putem să facem într-un mod foarte fericit o punte peste timp cu așezământul social care a funcționat, spuneam, între anii 1943 și 1955 aici și centrul acesta social pe care noi am început să-l construim în această perioadă. Practic, noi ducem mai departe și împlinim activitatea întreruptă în anul 1955 prin voia și prin îndoiala lui Dumnezeu în centrul social pe care îl avem în construcție. Aș vrea de asemenea să evidențiez că toată această activitate este realizată de comunitatea bisericii noastre Sfânta Treime Ghencea. Nu doar eu ca preot paroh sau noi preoții, ci este rezultatul strădaniei întregii comunități a parohiei noastre. Ce înseamnă a fi voluntar? Să faci o acțiune pentru Dumnezeu, să pui suflet, să faci ceva frumos care să te încânte, să-ți placă. Și să fii util celui care o faci, căruia o faci. Fiecare dintre noi are problemele personale, are treaba lui acasă, cea de fiecare zi. Totuși, dumneavoastră vă faceți timp și ajutați o persoană în dificultate. Sigur. Vă spun sincer că familia mea nici nu știe că fac chestia asta. De ce o faceți? Pentru că asta simt și că trebuie să ajuți. Suntem oameni și când ne aflăm în neputință, nu trebuie să ne ajutăm.
A existat un motiv puternic pentru care v-ați dorit să fiți alături de oameni în nevoi? Nu știu, o experiență personală sau... E și o experiență personală. Eu am o fetiță care e imobilizată la pat de la 2 săptămâni și are 30 de ani. Și o mamă de 86 de ani. Așa că vă puteți da seama că... Și totuși, din timpul meu, vreau să mai fac mici bucurii și altora. Atât cât pot, cât mă pricep. De multe ori, cei din familie uită sau nu pot să-i ajute pe cei dragi. Dumneavoastră alocați o parte din timpul dumneavoastră unei persoane străine. V-am zis, fac asta din suflet, pentru Dumnezeu, ca o faptă. Dar de ce trebuie să facem pentru Dumnezeu fapte bune? Pentru că așa, a fi un credincios bun înseamnă să fii și smerit, să faci și fapte bune, să ai credința fără fapte e moartă. Nu-i normal să ne ajutăm semene. În lumea asta, fiecare aleargă, nu mai știe încotro se mai duce. Mai trebuie să mai facem și chestii frumoase. Așa consider eu, așa văd, așa am fost educată. Când ați întâlnit pe Dumnezeu prima dată? De vreo 30 de ani. Știți că necazurile vă apropie de Dumnezeu? Și aici eu mi-am găsit puterea de a merge mai departe, de a înțelege multe lucruri. Pentru că la început așa am fost educați, am fost tineri, nu găseam atâtea chestii să studiem, să învățăm, să cunoaștem. Ce primeam, cum ne educa școala, familia, societatea, cu aia eram. Dar acum sunt alte posibilități. Poți să studiezi, poți să înțelegi multe lucruri. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Dumnezeu? Mult. Mult și totul.